solicitului mai întâi Părintelui Decan Corpului Didactic și studenților care ne-au găzduit în seara aceasta aici. Eu vin de la Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia, Facultatea de Teologie. Dar să știți că m-am întors acasă. Câțiva știu, majoritatea probabil nu. Am făcut facultatea aici și eu la București. Am prins perioada asta foarte tumultoasă a Revoluției. Așa că m-am format aici, pe aceste bănci și în această clădire. Și mulțumesc profesorilor mei de atunci și colegilor mei de astăzi. Vreau să mulțumesc întâi de toate traducătorilor, Mihai și Mihai. E un triou de Mihai în seara aceasta aici, autorul Michael Lang, Mihai Caramac și Mihai Răducă. Îmi pare rău că nu sunt Mihai. Vreau să le mulțumesc pentru că au oferit această carte publicului din România, cititorilor din România, deopotrivă catolici, ortodoxi, dar cred că și celelalte confesiuni pot gusta această carte. Câteva lucruri despre autor. Îl vedeți așa smerit, dar eu însumi am avut câteva surprize, uitându-mă mai atent pe biografia dânsului. Pe mine m-a interesat câte un studiu, aici și acolo, autorul, de unde e, dar când m-am uitat un pic mai atent pe biografia părintelui, am avut niște surprize enorme și dați-mi voie să vă spun cine este. Deci s-a născut la Nuremberg, deci este neamț. A studiat la Viena, a studiat în Louvain, în Belgia, are un doctorat la Oxford. Învață, este profesor la Heathrow College din 2012 până în 2018. De asemenea, a fost asociat corpului didactic din Maryvale Institute Birmingham. A fost de asemenea profesor, visiting professor la St. Mary's University, Twickenham, în Texas, și la facultatea, sau la facultatea de Liturgical Institute of Madeline, Illinois. A fost de asemenea membru, ceea ce mi s-a părut foarte important, al Congregației pentru Cultul Divin și Disciplina Tainelor între 2008 și 2012. De ce e importantă această perioadă? Pentru că a colaborat cu Papa Benedict, cu siguranță. Iar Papa Benedict, să știți, este unul dintre, nu numai pentru că a fost papă, sau este, că încă este papă, deși s-a retras, a fost poate cea mai mare personalitate teologică, după părerea mea, din Biserica Apuseană, mai ales pentru faptul că s-a adăpat din izvoarele Bisericii celei Una. Acest lucru l-a făcut să fie și să pară în ceea ce scrie foarte ortodox. Și o să vă spun un lucru. Soția mea, când a citit Iisus din Nazaret, pe care probabil unii dintre dumneavoastră ați citit-o tradusă și în românește, a zis, da, omul ăsta e ortodox. Soția nu e foarte la curent cu teologii, cu numele mari, cu... zice, da, omul ăsta e ortodox. E ortodox pentru că s-a adăpat din izvoare și le-a interpretat așa cum a considerat corect și cu onestitate. Și atunci când faci aceste lucruri cu onestitate, sigur că nu ai de ce să confesionalizezi, te situezi în Biserica Una. De asemenea, a fost, tot în timpul Papei Benedict, consultant al biroului pentru celebrări liturgice a Papei Benedict, tot în perioada 2008-2013, Office for Liturgical Celebration of Supreme Pontiff. De asemenea, este membru ales în Asociația pentru Liturgie, din lumea catolică, Society for Catholic Liturgy, și este de asemenea editor la Antiphon, Journal for Liturgical Renewal. Așadar, deși se adapă din lucrurile vechi, se situează și în lumea nouă. Este preocupat de modul în care Biserica
catolică își adaptează discursul, în special discursul liturgic, artistic, arhitectural și limbajul în lumea aceasta modernă. Este specialist sau s-a lansat, a scris studii în special despre istoria creștinismului, despre Fericitul Augustin, despre creștinismul modern și creștinismul timpuriu, despre creație, despre har și înviere și, sigur, despre interpretarea biblică în care, credem, toți teologii ar trebui să excelăm. Ce să vă spun câteva lucruri despre cartea pe care am scris-o. Așa cum deja am pomenit, este o carte care se adapă din izvoare și este o carte motivată. Ar trebui și noi să ne motivăm cărțile foarte serios atunci când le scriem. Motivația părintelui Lan, atunci când s-a apucat de acest studiu, a fost dată de contextul în care apare această problemă a orientării în timpul rugăciunii liturgice. Mai ales în timpul Sfintei Liturghii. Unii dintre dumneavoastră, desigur, cunoașteți că unul dintre lucrurile pe care le-a câștigat Papa Benedict pune un pic sub semnul întrebării dacă a fost un câștig sau nu, împreună cu o pleiadă consistentă de teologi romano-catolici. Deci a fost și această chestiune pe care dumneavoastră o vedeți astăzi, mai ales cei mai tineri, și poate nu vă stârnește niciun lucru deosebit, a orientării preotului în timpul actului liturgic spre popor. În biserica noastră, preotul în timpul actului liturgic stă aparent cu spatele la popor. Nu o să intru în toată teologia. Și de ce stă preotul cu spatele la popor? În paranteză, nu stă doar cu spatele. Este un dialog între răsărit și apus, între Dumnezeu spre care duce rugăciunea poporului și poporul căruia preotul, de data aceasta, ca mesager al voiei divine, ca lucrător al lui Dumnezeu, al lui Hristos, transmite poporului. În Biserica Romano-Catolică, după Conciliul II Vatican, deci suntem după anii 1962, a fost o discuție foarte lungă dacă acest lucru este sau nu în beneficiul poporului, este sau nu în beneficiul unei transparențe, unei cateheze vizuale a poporului, dacă este sau nu este conformă cu tradiția veche a Bisericii și care ar fi argumentele pro și contra. În studiul său, Părintele Lang adună toate aceste opinii, printre rânduri îl simți că este în barca Papei Benedict, dar acest lucru nu îl face mai puțin obiectiv. Adună argumentele pas cu pas. O să vă explice cu siguranță dânsul care este structura cărții și cum a gândit acest argument. De ce ne orientăm în timpul rugăciunii spre Dumnezeu? Ad orientem. Și dacă răsăritul acesta poate fi luat exclusiv doar înspre răsărit. Pentru că Părintele Lang aduce în discuție în special catedralele patriarhale din Roma, acolo unde o mare parte dintre ele sunt orientate cu altarul spre apus și ușa de intrare înspre răsărit. Lucru care ar putea să bulverseze ceea ce noi știm astăzi. Părintele a pus în această carte explicațiile, argumentele și sigur că ajunge la concluzia că în timpul rugăciunii noi ne orientăm spre Dumnezeu. Ce este important în această orientare
este axa apus răsărit, care poate fi interpretată doar spre răsărit, dar nu este corect să o interpretăm exclusiv înspre răsărit, ci trebuie să o interpretăm înspre Dumnezeu. De ce este importantă pentru noi cei de astăzi această carte? Și credeți-mă, o să o recomand studenților mei ca literatură obligatorie. Pentru că în ultima vreme construim uneori prea mult și prea cu puțină atenție la aceste detalii. Orientarea bisericilor. Suntem de multe ori subjugați planului de urbanism al primăriei și nu unei tradiții vii, unei tradiții pe care am continuat-o secole de-a rând. Dar chiar mai mult, noi astăzi nu mai suntem atenți la orientarea spre Dumnezeu în timpul rugăciunii. Am acest experiment, experiență, pe care cred că o aveți și dumneavoastră. Când avem musafiri și stăm la masă, puțin dintre musafirii mei, chiar oameni care merg la biserică, se întorc spre răsărit atunci când zic rugăciunea. Stăm orientați înspre blidele cu zana. Puțin dintre noi, care ne ocupăm cu spațiile acestea didactice, cum sunt universitățile, școlile, puțin mai avem gândul să punem icoana pe peretele dinspre răsărit, indiferent de configurația sălii. Ai impresia, și cei mai în vârstă știu acest lucru uneori, când sălile, nu spațiul geografic, nu-ți permite, că icoana a luat locul unui tablou de pe vremuri. Noi nu trebuie să punem icoana în funcție de configurația paralelipipedică a sălii, ci în funcție de răsărit, și tot în funcție de răsărit, ar trebui să ne orientăm când ne rugăm. Există multe lucruri care pe mine mă frământă și sunt preocupat de acest lucru. Bunăoară, uneori sacrificăm orientarea liturgică vizualității în timpul marilor praznice. Vezi câte un preot care face câte o scenă pentru că are hram sau are sfințire de biserică. Și nici măcar nu-i trece prin minte să orienteze altarul pe axa răsărit apus, ci vrea să dea bine la vizibilitate. Și așa te trezești că oamenii se închină uneori nu spre răsărit, ci spre televizor sau monitorul care este pus să admire sau să vadă creștinii liturghia. E bine ca cei ce nu pot să vadă, să vadă. Dar am putea să fim mult mai atenți la aceste detalii pe care astăzi le neglijăm. Sper din adâncul sufletului că această carte pe care ne-a oferit-o editura Paralela 45 și pe care o găsiți afară și poate că la sfârșit veți lua autografe de la Părintele Michael Lang, sper să vă lumineze asupra unor lucruri cu care poate ați fost în dubiu. Tradiția orientării liturgice este lungă. Și tradiția orientării noastre în timpul rugăciunii ar trebui în continuare să se adapte din izvorul vechii biserici. Pentru că Dumnezeu a rămas tot acolo. Tot înspre răsărit. Că este răsăritul mistic, că este răsăritul eschatologic, că este răsăritul acesta, dacă vezi, psihologic. Dumnezeu este tot acolo. Îl rog pe Părintele Michael Lang să-și prezinte cartea. Este, după părerea mea, cel mai bun studiu pe această chestiune. Am găsit și în cărțile Papei Benedict, spre exemplu, Spiritul Liturgic. Am găsit reflecții cu privire la orientarea spațiilor noastre liturgice
și deplângea câteva pe care dânsul le considera chiar abuzuri. Sper ca studenții să o folosească. Cei care aveți curiozități pentru istoria bisericii și arhitecturii veți găsi multe detalii și îl rog pe părintele să vă prezinte cartea. Mulțumesc!